Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitați în platoul Informația TV de această dată este consilierul județean PDL Radu Giurcă, alături de colegii mei Stella Cădar și Adrian Caraba. Domnule consilier județean PDL Radu Giurcă, ați fost consilier județean din 2008 până în 2009, când ați fost numit prefect. Ați îndeplinit timp de 3 ani funcția de prefect, după care din nou v-ați dat demisia și ați fost ales consilier județean la alegerile din 2012. Așadar, putem spune că aveți o activitate de 6 ani în administrația locală. Pentru început, vreau să vă întreb care sunt proiectele cele mai importante pe care le-ați avut cu județul Satu Mare, în ce privește dezvoltarea județului Satu Mare. Da, pentru început aș vrea să vă spun că mă găsesc într-o situație inedită pentru mine, în fața a 3 interlocutori care probabil că mă veți bombarda cu o serie întreagă de întrebări. Sper să fac față, să răspund onorabil și vreau să vă spun că sunt printre, dacă pot să mă numesc politician, că eu nu prea m-aș numi politician, sunt printre puținii politicieni care sunt jenant de sinceri în ziua de azi. Aș mai vrea să fac un pic de istorie, în sensul că mi-am făcut și eu, de-a lungul perioadei, așa un proces de conștiință. Oare am făcut bine că am intrat în politică? Oare de ce am intrat? Am făcut-o în anul 2003, atunci am cochetat pentru prima dată cu politica și cred că n-am făcut o afacere bună, pentru că mi-am dat seama de-a lungul anilor că nu sunt un actor potrivit pentru o piesă de teatru, asta care se joacă în politica românească, cel puțin, pentru că pe asta am reușit să o pătrund cât de cât în acești ani. Atunci când am intrat în politică, am intrat cu gândul să fac câte ceva bun pentru oameni. Și spun asta, de fapt am intrat în politică din dorința de a socializa. În viața mea sunt inginer de meserie, am lucrat la Uniunea Satu Mare, unde am fost 15 ani director și aveam 10.500 de angajați. Vă dați seama, efervescență, activitate puternică tot timpul. După aceea m-am privatizat, sigur că sfera mea de activitate s-a restrâns și la un moment dat am simțit nevoia să socializez cu mai multă lume. A venit propunerea de a intra în politică și nu vă ascund faptul că am început cu Forța Democrată, domnul Petre Roma. Da, ați fost candidat la primărie. Am fost și candidat la primărie, pe care îl simpatizam, da, pentru că mi-aduc aminte de anii 90, o figură nouă, simpatică, un om inteligent, în sfârșit altceva decât am avut înainte. Și am pornit, mă rog, istoria e mai lungă, cu dânsul pe un drum, dar acolo un om, Petre Roman, cu vechi state de servicii în politică și cu experiență, a făcut o greșeală fundamentală pe care am suportat-o noi. A întârziat prea mult cu formalitățile de înregistrare a partidului, au fost contestații, așa că în ultimele 2 zile ale perioade de depunere a candidaturilor, am reușit și noi să ne adunăm aici. Eu, pentru că aveam multe relații cu oamenii din jur, am apelat la dâns și deja erau înscriși mulți la alte partide și apoi am mai luat și eu ce au mai rămas pe acolo. Oricum, am reușit să facem 7 consilieri în alea nu știu câteva zile și un primar în turul 2. Pe urmă, partidul n-a reușit, s-a făcut cam în jur de sub 3% și pe județ, deci nu aveam când, și pe plan național nu aveam experiență absolut deloc, nu știam ce înseamnă politică, atunci am făcut primii pași. Pe urmă mi-am dat seama că cineva mi-a zis, domnule, dacă vrei să faci politică, du-te într-un partid mare, nu te apuca în partidele astea mici. Și încet, încet m-am gândit că nu-i pentru mine treaba asta, și că ar trebui să renunț. Și atunci, în 2005, a venit o propunere, un fel de fuziune, că aveam câteva structuri și noi cu PD din vremea aceea, așa am ajuns în PD, am făcut acolo campanie electorală, era biroul permanent județean, era dizolvat la vremea aceea, erau rezultate extrem de slabe, nu știu, 3-4%, și la alegeri am fost ales secretar general al organizației județene.
obișnuit cu munca de la Unio, unde trebuia muncit, că trebuia pus pe masă producția, și am fost director de producție, șef de sigur, mai departe, m-am apucat de lucru. Și am făcut vreo 28 de organizații în 2 ani de zile, am muncit zi și noapte, cu unul, doi colegi, că restul mai mult, știți dumneavoastră cum e politica, dar să știți că aveam satisfacție după ce reușeam să convingem pe câte un om. Și întrebam pe oameni, domnule, știți ce este acela un partid? Poate mă aud acum telespectatorii dumneavoastră. Nu prea știau. Și am zis, partidul ești dumneata, sunt eu și alți oameni din jurul nostru. Dacă ai încredere în mine, că eu am în dumneata, hai să facem o treabă împreună. Asta a fost filozofia, dar chiar am crezut în ea. Mai apoi m-am dezumflat pe parcurs și am intrat în politică. Am reușit să învăț administrație cât de cât, dar mai mult politică. Aproape că știu politică la vremea asta. Deci am descifrat, pentru că de la organizațiile alea de bază, de jos, de acolo, am reușit să ajung până la cel mai înalt nivel, să mă întâlnesc cu președintele țării, cu patriarhul ortodox al țării, cu prim-ministru, cu miniștri. Deci am interconexat cu dânsii și asta, sigur că mi-a dat tărie, mi-a dat încredere, mi-a dat speranță care până la urmă nu s-a concretizat. No, dar în vremea aceea am fost artizanul unei așa zise greșeli, asta primat o spun public, pentru că în 2008, când PDL era pe val, să zicem, cât de cât pe val, da, am acceptat eu, cu președintele domnul Pui al partidului de atunci, să facem o alianță la nivelul Consiliului Județean cu PSD, în sensul că nu ne-am pus candidat la președinție din anumite motive de coaliție și așa mai departe. Se pare că am pierdut din cauza asta câteva voturi, nu știu câte voturi, poate unul, doi consilieri, mai mult decât pe listele noastre au apărut în ultima zi personaje controversate. Și așa că am reușit să avem 5 consilieri județeni pentru prima dată după atâta vreme, dar de la PSD nici o mână întinsă. Asta a fost primul meu șoc, să zic așa, pentru că n-am scris nimic, doar am bătut palma cu oamenii aceia și până la urmă n-am căpătat nimic. De fapt, în ceea ce voi spune în perioada următoare, și ca și consilier județean și mai ales ca și prefect, PDL, PD și PDL mai apoi, nu au participat la guvernarea locală absolut deloc. Și au fost momente în care, datorită faptului că oamenii nu înțeleg că politica trebuie făcută până la urmă în slujba cetățeanului, nu în interesul propriu al meu sau al partidului, am fost și obstrucționat personal, nu odată, de multe ori. Acum, ce să vă spun, aș putea multe lucruri legate de acest subiect. Să ne spuneți puțin despre... Să venim, proiectele da. Dumneavoastră, da, deci, proiectele care le-ați avut pentru județul deci, vreau să spun totuși un lucru aici și despre proiecte, îmi spune. Politica este, nu că este o artă, că asta o știm, este o meserie până. Ar trebui să fie o meserie ca și ingineria, ca și, știu eu, medie. Noi nu înțelegem subiectul acesta. Exact așa ca și managementul. Am făcut o școală de management, nu știu unde, pe aici, și avem o diplomă de management și suntem buni la toate, în învățământ, în cultură, în sănătate, în economie, peste tot. E fals, complet fals. De fapt, nu știm nimic. Tot așa și în politică. Deci, și din păcate se perpetuează această situație. Oamenii care ajung să câștige un partid, oamenii sunt promovați, fără a se ține cont de specialitate, de capabilitate, de experiență, trebuie pus, colipit afișe sau nu știu ce să fie șef în stânga, în dreapta și acestea sunt rezultatele, asta este urmare, rezultatele sunt urmare acestei acțiuni. Întotdeauna am mai fost cu doamna Stella mai multe emisiuni, am susținut și acum și întotdeauna trebuie de făcută o depolitizare a administrației. Până nu o să înțeleagă toate partidele treaba asta, să-și dea mâna să facă depolitizarea, pentru România nu va fi mai bine, vă spun clar. No, în aceste condiții am făcut și eu
drept administrativ, masterat în drept administrativ, să mă pregătesc o leacă. N-am înțeles foarte multe lucruri, că eu sunt inginer de profesie, dar am rămas cu câte ceva, am citit mult, am ajuns consilier județean. Până ne-am trezit cam ce înseamnă să fii consilier județean, cam cum să pun problemele, deja am plecat de prefect. N-am apucat să facem foarte multe lucruri, toți am fost noi acolo. Eu cred că, și am spus asta și mai târziu, noi consilieri județeni, cei care vin noi, indiferent din ce parte, ar trebui puțin să se ocupe de ei președintele sau o echipă din cadrul Consiliului Județean, să-i instruiască, să-i poarte un pic prin Consiliul Județean, să-l arate care este organigrama, structurile, cu ce se ocupă. Ce rol are un consilier județean? Nu numai județean, să ridicăm mâna ca să avem o majoritate suficientă sau confortabilă să treacă hotărârile de Consiliul Județean. Nu le-am știut pe astea. Până ne-am prins, a trecut puțină vreme. Pe urmă, mai este un aspect. Noi de la PDL întotdeauna am fost în opoziție. Și prea puțin. Chiar când ați fost la putere. Chiar și când am fost la putere, aci n-am fost la putere, așa cum vă spuneam. Prea puțin ca să însemnăm ceva în acea numărătoare, cât sunt pentru, cât sunt contra. Au fost momente când am încercat să ne opunem și atunci am fost catalogați ca gică contra, să zic. Nu așa trebuie spuse probleme. În Consiliul Județean, dacă hotărârile de Consiliu sunt în regulă, sunt legale, sunt în slujba comunității, a cetățenilor, cum să fie împotrivă? Deci asta înseamnă că te opui tocmai la bunul mers al societății tale, acolo unde trăiești. Dar vreau să vă spun că am spus și în Consiliul Județean și am mai spus și cu altă ocazie aici, să nu se supere nimeni, nici nu mă prea interesează de fapt, că vreau să vă spun că sunt un om liber, nu sunt legat de nimeni și de nimic. Ședința de Consiliu Județean este la ora 2, la ora 1:30 avem ședința de comisie și pe urmă, cu un jumătate de ceas sau cu oră înainte, ședința de lider de grup. Eu, fiind lider de grup, particip acolo. Deci totul se întâmplă atât de repede, participăm la diferite comisii, nu mai ai timp să te întâlnești pe grupuri ca să poți să analizezi, măi, tu ești în comisia de cultură sau în administrație, ce probleme a fost, ce probleme acolo, hai să le dezbatem, că atunci când mergem în ședința de Consiliu să avem un punct de vedere comun. Nu-i timp pentru așa ceva. Totul se întâmplă foarte repede. Este adevărat că înainte cu 2-3 zile primim pe mail treptat și unele și înainte cu 5 minute hotărârile de Consiliu care se mai modifică, ele sunt prea sumare sau la buget, de exemplu, primesc 40-45 de anexe. Ce să fac cu ele? Alea trebuie discutate, trebuie analizate. Deci nu. Deci consider că, din păcate, votul consilierilor județeni de multe ori este formal. Și asta nu e bine. E legal, se semnează, o majoritate drobitoare sau covârșitoare am fost de acord și bun. Deci asta despre Consiliul Județean. În prima parte, nu mi-amintesc exact, am avut grupul, de fapt, că așa mergem pe grup de Consiliul Județean. Două inițiative am avut, nu mai știu care, am uitat. Au trecut multă vreme din 2008 și nu mai știu. Dar am avut două inițiative. Păi, marea majoritate, inițiativele le făceau de regulă președintele sau vicepreședintele, pentru că nu cred că ei le fac în virtutea programului, dar ei să scriu acolo, consilierii județeni mai puține. Ați spus că ați fost tot în opoziție, din postura de consilieri județeni, din postura dumneavoastră de prefect, PDL-ul a avut un proiect major pe care l-a inițiat în județul Satu Mare? Deci, dacă m-a întrebat, acum haideți să ne poziționăm puțin pe perioada de prefect, dacă vreți, pentru că mi-am notat aici la repezeală foarte multe proiecte și acțiuni deosebit de importante. Nu spun neapărat că PDL local le-a avut, dar toate s-au întâmplat în timpul mandatului PDL cu Partidul Social Democrat în perioada 2009 până în septembrie, parcă la sfârșit, și pe urmă cu DMR-ul. Și dincolo de treaba asta,
vreau să vă spun că mă laud un pic și acum. Deci, mi-am făcut autocritica că n-am știut administrație, dar management am știut, pentru că 23 de ani am făcut management. Sigur, nu în administrație, totuși se leagă unele lucruri și nu mi-a fost foarte greu ca încet, încet, dar a durat vreun an de zile, să reușesc să înțeleg cum funcționează instituția prefectului și cam ce ar trebui făcut acolo. Și pentru că am fost un tip activ, că am condus oameni, așa am încercat și aici, să fiu un tip activ, să am, să interacționez cu cei cu care mă întâlnesc și să dau șansa fiecăruia să spună punctul de vedere. Sunt un om și acum așa am fost întotdeauna care mi-a plăcut să ascult punctul de vedere și propunerile oricui, indiferent, hai să zic, și de la măturătoare sau de la portar, că nu suntem nici unul atot știutor sau atot cunoscător, fiecare are în domeniul lui de activitate idei bune. Uitați-vă aici, vreau să vă spun următorul lucru. Ca prefect ai niște atribuții. Atribuțiile acestea sunt conform legii 340/2004, privind legea privind instituția prefectului. Acum, atribuțiile astea, două, trei vă spun. Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local. Prefectul, citesc de aici, nu știu, da, pe unul, am uitat. Prefectul este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local. El conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor. Asta e discutabilă. Și a celorlalte organe, administrație centrale organizate la nivel unităților administrației administrativ-teritoriale. Apoi mai sunt niște activități, dar una am să o spun aici, orientarea întregii activități către cetățean. Asta este o treabă foarte importantă. Pe urmă, aș mai vrea să vă spun că o problemă extrem de complicată cu care eu m-am lovit tot timpul, între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președintele acestora, nu există raportul de subordonare. Că tot timpul primeam reproșuri că de ce nu l-am luat pe ăla, să nu știu ce să fac. Da. Nu există raport de subordonare, există raporturi de coordonare. Acum, încă două, trei. În calitate de reprezentant, prefectul îndeplinește o serie de atribuții. Asigură aplicarea și respectarea Constituției a legilor țării. Acționează pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare. Fiecare partid sau coaliție are un program de guvernare. Acționează pentru asigurarea climatului de pace socială. Mie asta mi-a plăcut foarte mult. Menținerea unei comunicări permanente la toate nivelurile instituționale și sociale. Domnul Giurcă, haideți. Așa mai departe. Bun. Exact, concret, ce a făcut PDL-ul? Eu vreau să vă spun următorul. Ce a făcut PDL-ul? PDL-ul sau dumneavoastră, cum considerați? Da, ne trebuie trei ore atunci. Da. Bun. Deci eu foarte pe scurt, eu mi-am structurat în 3 minute, încerc să trebuie, în 5 maximum. Mi-am structurat aici câteva puncte. Deci, la capitolul respectarea legilor și astea, Constituție, nu mai insist, pentru că asta am făcut și asta este una dintre cele mai importante atribuții. Am avut extrem de multe probleme legate de fondul funciar. Deci am fost prefectul care am inițiat întâlnirile, audiențele în teritoriu. Am fost în circa 30 de comune, unde am anunțat din timp data când au loc audiențele, m-am dus cu structurile din teritoriu și acolo cetățenii, am stat de dimineața până seara, au venit cu tot felul de probleme. Și am căutat să rezolv problemele acolo, aia acasă. Foarte multe am rezolvat. Sigur că nu pe toate. La capitolul fond funciar m-am întâlnit cu extrem de multe probleme și foarte dificile și cred că și astăzi sunt convins că mai sunt. Ele sunt generate din anii 90-91, așa au fost legile, s-au complicat. Bun, am căutat, mi-am consumat extrem de mult timp cu treaba asta și am făcut și eu, poate cu o greșeală acolo, că am vrut să am ușa deschisă la toată lumea. Și atunci toată lumea venea un pic și mânca din timp cu tot felul de povești. Dacă a venit un om, n-am putut să-l dau afară, trebuie să-l ascult și așa mai departe.
Deci problemele acestea de ordin social mi-au stat în atenție. Atât în audiențele care le făceam la prefectură în fiecare zi de marți, cât astea care vă spun în teritoriu. Apoi aveam Comisia de Dialog Social, unde și acolo, și relația cu sindicatele. Deci, un rol important din activitatea mea, care era și o atribuție și o obligație, mi-am afectat-o acest lucru, mai ales că acolo v-am citit despre pacea socială, un lucru foarte important. A fost, dumneavoastră din presă știți multe lucruri, dar populația nu știe că au fost multe focare și situații în care ar fi putut să mai izbucnească câte un pic de scandal sau tensiuni în stânga-ndreapta, am încercat să le curb. O altă activitate foarte importantă care, eu zic că am schimbat puțin fața, nu știu acum cum se desfășoară, Colegiul Prefectural. Colegiul Prefectural, știți că este micul guvern, să zic așa, al... Întâlnire între directorii deconcentrate. Între directorii deconcentrate. Eu am căutat să fac un Colegiu Prefectural interactiv, în care toată lumea să-și prezinte realizările. De fiecare dată, fiecare dintre cei prezenți îl nominalizam și trebuia să spună problemele care sunt în activitate respectivă, noutăți din județ la nivel național, ce am căutat și tot timpul căutam să îi fac să interacționeze între ei, pentru că instituțiile trebuie să colaboreze. Da, domnul Giurcă, haideți să revenim la zilele noastre și să la zilele noastre, vă spun. Uitați-vă aici, vreau să vă mai spun niște lucruri concrete. Pentru că am lucrat în industrie, și știu că locurile de muncă sunt unul dintre cele mai importante, poate cel mai important lucru, m-am implicat și vreau să vă spun că atunci când m-ați întrebat, nu mi-am amintit, datorită mie, și asta se poate o spun public acum, am avut o întâlnire cu conducerea Drexelmeier în anul 2011 la început și am făcut intervenții la primul ministru, au fost primiți la primul ministru de 3 ori Boc și pe urmă la Ungureanu, au primit 10 milioane de euro ajutor de stat. Dânsii au condiționat investiție de 34 de milioane de euro și 1000 de locuri de muncă numai în condițiile în care primesc această sumă. De la mine s-a pornit, domnul fost director, mă rog, acum nu mai lucrează acolo și alții pot să confirme treaba asta. Deci consider că am avut un rol foarte important în acest lucru. Mai departe, Contitec Carei. Exact același lucru, 4,5 milioane de euro. Mai departe, vreau să vă mai spun, în agricultură am avut un rol foarte important în reconversia viței de vie. Când am venit prefect, a fost vreo 30 de hectare. Când am plecat, a fost peste 1000. M-am implicat zile și săptămâni în șir până la nivelul cu direcția ministerului și astfel s-a ajuns la o treabă. Asta cred că e o realizare. Ați mijlocit fondurile, venirea fondurilor. Am mijlocit fondurile, am făcut propaganda, am fost în Podgorii, am atras oameni, am făcut N întâlniri la direcția agricolă cu ei ca să-i convingem, am chemat de la minister să fie prezentate avantajele, pentru că erau niște avantaje. Deci tot, nu mai vorbesc prea multe, că ziceți că să vin la zilele noastre. Da, domnul Giurcă, timpul... acum sunteți consilier județean și vă rog să ne spuneți care este relația dumneavoastră din poziția de consilier județean cu conducerea Consiliului Județean, cu autoritățile locale, cu autoritățile naționale. Păi, cu autoritățile naționale, la altele decât cele din PDL, nu? Sau care mă vă referiți, da. Altele. Nu am nicio problemă cu acelea, local am o relație normală, omenească, civilizată cu președintele Consiliului Județean, cu vicepreședinții. Oricum, nu mă bucur de o simpatie deosebită din partea dânșilor, pentru că mi s-a făcut o propunere în 2012 și n-am acceptat-o, care putea fi în dezavantajul dânșilor și probabil că cu asta sunt taxat. Ce propunere vi s-a făcut? Acum mi s-a făcut o propunere, ca să nu candidez. Ca să nu candidez din partea PDL. Da, pe care ca să nu candidez la funcția de președinte a Consiliului Județean, să nu candidez deloc. Am candidat din partea PDL, mi-am dat demisia, că a spus că mi-am dat de bună voie demisia, ca să știe, ca să pot candida, pentru că primarii PDL mi-au cerut treaba asta. Am știut că nu pot să reușesc, că nu eram în acea poziție să reușesc, mai ales că se făcuse o mare coaliție aici cu preoții și cu toată lumea,
toți pașii ăștia i-am cunoscut, dar m-am considerat că este de datoria mea ca să fac acest pas, cu toate că atunci n-am știut că guvernul va pierde guvernarea, de se va pierde, că asta a fost cu vreo 2-3 săptămâni înainte. Mi-am asumat pentru partid, pentru că partidul mi-a oferit satisfacție în satisfacție, funcția de prefect, și atunci am zis că eu trebuie să fac asta și n-am putut să accept propunerea dânșilor. Și a fost un pic de supărare, pentru că am avut 24.000 de voturi care puteau înclina la vremea aceea balanța, nu știu cum. Din postura de candidat pentru președinția Consiliului Județean, bănuiesc că ați cunoscut destul de bine județul și aș vrea să vă întreb care considerați că este principalul atu al județului Satu Mare. Așezarea geografică, faptul că avem două zone de frontieră cu două țări diferite, multiculturalitatea sau faptul că este un județ mic, poate fi străbătut foarte ușor într-o singură zi de la un capăt la altul? Da, am fost, cred că, în toate comunele, nu știu dacă chiar în toate localitățile, în toate cătunele. Dar legat de întrebarea care mi-a spus-o dumneavoastră, poziția geografică ar trebui să fie cea mai importantă. Din păcate n-am exploatat-o și vreau să vă spun că mi-amintesc cu un gust amar anii de după 90-91, când noi, populația municipiului, a județului, ne-am dedat la un comerț ieftin, de dute vino, benzină, pui, adus și dus. Și ne-am mulțumit cu treaba asta, în loc să încercăm alte conexiuni, să facem și la ora asta să fim undeva mult mai sus. Da, deci asta este din punctul meu de vedere. Și vis-a-vis de ideile care le are domnul președinte și sunt ok, Consiliul Județean de promovarea turismului, e un avantaj să fii în această poziție. Păcat că nu suntem pregătiți încă deocamdată, nici ca infrastructură și mai multe chestiuni legate de acest subiect. Da, domnule Ciurcă, suntem după alegerile europarlamentare. Cum comentați rezultatele acestor alegeri și având în vedere că PDL la nivelul județului Satu Mare are 9,67%, clasându-se pe locul 3? PDL, așa cum stau lucrurile, cam e partid de locul 3 în județul Satu Mare astăzi, pentru că de mereu știm că ia locul 1. PSD-ul, de fapt, nu știu de ce tot vorbim de PSD, că e vorba de o alianță. USD, sunt trei partide, nu știu care cât are, dar împreună au obținut 28%, un scor foarte bun. Îi felicit, au știut să facă propagandă și campanie electorală. Sunteți noi ironic, domnule Ciurcă? Nu sunt ironic. La 28% și noi la 9%, ce aș putea să... Sincer, e un rezultat foarte bun, consider eu, pe plan local. Noi am avut 9,7, dar dacă mai adunăm foștii noștri colegi și prieteni de la Partidul Mișcarea Populară, un pic de la Forța Civică, nu, ajungem cam pe la 14-15-16%, acolo unde de fapt ne-am cam situat noi în general. Deci aceasta este poziția și situația PDL. În județul Satu Mare am avut o excepție de vârf în 2008 la parlamentare, când am câștigat, am fost pe locul 2, să zic așa, am câștigat cu 1% parcă în fața PSD, am avut 23%, dar după aceea sigur că lucrurile s-au așezat și cam aici suntem noi. Eu consider un rezultat, ne-am așteptat la un rezultat mai bun, vă spun sincer. Noi, din păcate, suntem supărați și necăziți pentru că dintre primarii noștri, unii au fost obligați poate să lase garda mai jos, nu mă exprim altfel, și atunci nu s-a făcut acolo o campanie foarte insistentă în comunele respective și voturile s-au dirijat în mai mult. Așa trebuia, ca să mai primească și oamenii un bonus de la Consiliul Județean. Cu toate acestea, la nivelul județului Satu Mare, PDL este pe locul 3, în timp ce la nivel național sunteți undeva pe locul 4 după PNL. Păi nu, sau, suntem pe loc, că tot pe locul 3 suntem, da, fără UDMR. Păi, vedeți, exact același lucru și la nivel național, unde am avut 12,2, nu ne-am așteptat, noi am zis minim 14-15,
Da, și acolo Partidul Mișcarea Populară cu 6,7, da. Parcă Forța deci, Civică 2. Deci dacă le adunăm că... astea undeva, mergem în zona la, lui 18-20%. Eu cred că acolo ne situăm noi la nivel național astăzi. Da? Sperăm ca lucrurile să schimbe, mai cu seamă că văd că oamenii au căpătat mai multă înțelepciune, anumiți lideri din anumite partide de dreapta și probabil că vor face ceva. Să revenim puțin la administrație. Vă rog. În ultima perioadă au avut loc mai multe dezbateri despre reducerea numărului de bugetari. Dumneavoastră cum considerați? Sunt sau nu prea mulți bugetari în administrația locală? Da, deci, să vorbim prima dată de administrația locală, sigur că da, aici da, deci, e mai, deci, vedeți, să fie mai clar. Eu am mai spus la, chiar la emisiunea dumneavoastră unde mai particip de când în când, m-am referit la acest subiect și am spus că sunt prea mulți bugetari. Noi am tăiat și salariile, nu eu le-am tăiat, șefii mei. Asta ni se reproșează probabil încă vreo 100 de ani de aici încolo ca altceva, pensiile și salariile. Și e păgubos, cred că, pentru Partidul Democrat Liberal, să spun eu, în calitatea aia, sunt vicepreședinte acolo și consilier județean, că sunt prea mulți funcționari publici. Vreau doar să spun un lucru, că în 2006, în România, erau puțin peste 800.000 de funcționari publici, iar în 2008, la sfârșit, erau 1.400.000. No. În condițiile în care ne organizăm mai bine, ne informatizăm, ne dotăm, cum se poate explica o între timp a ajuns la 1,2 milioane. Acum nu știu dacă am ajuns acolo, da, da, bun. Da, deci pentru că nu s-au mai ocupat da. Posturile da. Și... Deci dacă am citit, nu știu dacă e adevărat că în Germania ar fi 980.000 de funcționari publici la 84 de milioane de locuitori. No. Atunci cam înseamnă că suntem prea mulți. Dacă suntem mulți la nivel național, mă gândesc că în mod proporțional poate și aici să răsfrânge. Nu știu. Nu cunosc activitatea nici din primărie, nici din Consiliul Județean în amănunt, ca să văd fiecare domn de acolo ce face. Dar vreau să, dacă mai lăsați 15 secunde. Deci, prea multe primării în România, prea multe primării în județul Satu Mare. Cu 50% sunt în plus. Acolo, într-adevăr, sunt oameni mulți, 15, 20, 25, 30 de persoane și avem deja comune de 1.300-1.400 de locuitori. Asta e o greșeală fundamentală, niște costuri și cheltuieri uriașe. No, dar cine ia decizia asta? Pentru că, pe urmă, primarul o să zică, domnilor, ne-ați mâncat comunele, nu vă votăm, dar odată trebuie făcută treaba asta. Eu zic că un 5.000 de locuitori și s-au vehiculat astfel de, poate 3.000. De date. Deci sunt așa, aducem 4 comune. Dar au zis, stai să vă spun. Deci nu înseamnă că într-o fostă comună nu mai las nimic. Las și acolo una, două persoane care să rezolve problemele curente. Dar acum totul e informatizat. Comunic, îi dau adeverință la ăla, atât, în rest ce. Dar între una, două persoane, că structuri sunt, birouri și primării sunt destule, și 20, 25, 30, care poate unii își pierd vremea pe acolo pe calculator, toată ziua fac rițipiții sau jocuri, e o diferență. Aș vrea să vă întreb cum considerați că se împacă românii și maghiarii la cum nivelul județului Satu Mare, da. De exemplu, o întrebare foarte interesantă. Eu nu sunt, în ceea ce mă privește, nu sunt de acord ca maghiarii să aibă o uniune care să joace rolul unui partid. Pentru că nu e bine, nu e în regulă. Deci, din punct de vedere politic, dânsii votează oricine acolo, nici nu contează, că se zice că și o mătură dacă pui UDMR-ul își votează candidatul, pe când ceilalți se împart în funcție de opțiunile lor, de modul cum văd lucrurile pe stânga, pe dreapta sau așa mai departe. De împăcat, la nivel local se împacă foarte bine, pentru că au fost la guvernare tot timpul și vor fi. Sunt o forță, sunt circa 40% în județ. Gândindu-ne la cetățeanul de rând, deci cred că am ajuns în anul 2003, nu anul 2014, când trebuie să înțelegem că
pentru un om inteligent și cultivat, religia, naționalitatea, sexul, astea nu contează. Trăim aici cu toții, suntem prieteni, suntem rude, deci trebuie să ne înțelegem, suntem oameni în primul rând, deci chiar nu înțeleg o ură rasială de acest gen națională. Sau mai. Niciodată n-am încurajat și n-am fost de acord cu naționalismul extrem, pentru că este păgubos și profită numai anumiți lideri de astfel de situații și creează tensiune și vrajbă, învrăjbesc oamenii. Da, domnule Giurcă, sunteți consilier județean PDL. Din păcate, de fiecare dată sau întotdeauna, PDL a fost foarte slab reprezentat atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la nivelul consiliilor municipale. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Doamna Stela, după numărul de voturi, după procentul care l-am realizat, am căpătat mandatele și la Consiliul Municipal, unde suntem foarte, foarte slabi, avem doi consilieri, și la nivelul Consiliului Județean. De ce credeți că nu au încredere sătmărenii în partidul pe care îl reprezentați? Să fie de vină conducerea organizației județene, PDL? Cred că... Da, iertați-mă că v-am întrerupt. Da, vă rog. Cred că politica se face în bună măsură la București. Posturile acelea centrale de televiziune, mai ales cele de știri, au un rol și un impact deosebit. Ei cam manipulează masele, populația. Și atunci cam de acolo vine semnalul. Dincolo de treaba asta, poate că nici noi nu suntem cei mai potriviți oameni, poate că avem sau suntem unii care nu suntem agreați de populație, poate nu ne-am făcut înțeleși, poate nu suntem suficient de mult în rândul dânșilor ca să semănăm încredere. Chiar și în momentele în care PDL era pe val, să spunem așa, la nivel național și atunci, la nivelul consiliilor din județul Satu Mare, era destul de slab reprezentat. Da, acum auziți, noi știm că UDMR aici ia o bucată însemnată, vedeți și acum 35, e cam pe aici. Sunt trei. Haideți să nu deci dăm noi, vina mereu nu pe dăm, UDMR. Nu dăm, dar nouă ne-a rămas o porțiune mai mică, de 60%. Din asta atât am reușit să convingem populația. Poate calitatea oamenilor, poate doctrina partidului, poate politica adusă pe plan național, că pe plan local n-am apucat să facem nimic, că n-am ajuns la guvernare. Eu m-am străduit acolo în funcția de prefect, fără niciun sprijin din partea Consiliului Județean, pentru că ei gândeau că realizările care s-ar fi obținut datorită activității mele le pune populația pe seama PDL și atunci pierde alt partid. Și nu am avut susținere, să știți. Aproape deloc. Poate în ultima parte a activității mele, când am înțeles și eu că, de fapt, în politica românească este o diplomație, o pun în ghilimele, de natură mai specială, am mai lăsat și eu lupta cu unii și am căutat să găsim front comun cât de cât. Aș vrea să vă întreb dacă în prezent aveți un proiect în postura de consilier județean, în postura de vicepreședinte PDL, pe care considerați că nu reușiți să-l duceți la final până la sfârșitul mandatului. Noi avem... până la sfârșitul mandatului. Eu zic că e un proiect, poate fi și un amendament, pentru că există unul din punctele pe ordinea de zi din proiectele de hotărâre se referă la punctarea comunelor, cea mai frumoasă sau cea mai curată și bine gospodărită comună. Și noi acolo, în două rânduri, am făcut propuneri mult, mult schimbate față de cele care au fost făcute de Consiliul Județean și acum, alaltăieri, am depus în mod oficial din partea noastră a grupului o propunere care mă gândesc că e analizată și discutată pentru că am abordat-o un pic la început. Asta e asta acum. În afară de asta mai avem un proiect care este depus și este în derulare. Realizarea unor sere în câteva localități din județul Satu Mare la comune nevoiașe cu sprijinul Consiliului Județean. Este o chestiune interesantă, ar fi trebuit să se finalizeze în primăvară. No. O să fie mai târziu, probabil, pentru anul viitor, că toamna și iarna n-are rost să faci treaba asta.
Astea două sunt acum ce avem. În rest, vreau să vă mai spun totuși un lucru foarte important, pentru că și răspund din partea partidului de această problemă. Sunt vicepreședinte pe probleme de fonduri care se atrag din partea Uniunii Europene. Când eram prefect, peste 50 de milioane de euro au intrat în județul Satu Mare proiecte pentru infrastructură în mediul rural. Apă, canalizare, peste 50 de milioane. Astea acum se finalizează, pentru că 3-4 ani are un astfel de proiect. Fiecare proiect într-o astfel de comună sunt proiecte integrate, câștigate, Câștigate 2,5 milioane de euro. La fiecare comună. Chiar am fost în campanie acum, de exemplu, în Homorode, care domnul de acolo a câștigat un proiect, 135 de miliarde în lei a fost până la urmă. Gândiți-vă, o comună mai săracă ca și Homorode niciodată nu poate să se gândească la o sumă, la un buget atât de mare. Complet schimbată comuna. Complet, oameni fericiți, oameni bucuroși, străzi înainte desfundate, că nu putea merge numai cu tractorul sau bea cu căruța, astea sunt asfaltate. Asta e un exemplu, da? Sunt mai multe, sunt în derulare. Asta este unul dintre cele mai importante lucruri. Pe mine mă preocupă foarte mult problema asta a fondurilor europene, pentru că banii acolo sunt. Că eu din 2012, în mandatul acesta de consilier județean, nu prea am căpătat bani județul Satu Mare. Nu s-au făcut, consider eu, niciun fel de investiții. Eu nu știu de nicio investiție. Că am mai reparat niște drumuri și comprimii, avem arierate, har Domnului, am înțeles vreo 12 milioane de lei. Domnul prim-ministru a promis că ne va sprijini și ar fi foarte bine să ne achităm de ele. De singura noastră șansă sunt fondurile europene. Dacă aici nu vom reuși, din păcate stăm foarte prost la capitolul acesta, pentru că încă n-am semnat Guvernul României cu Comisia Europeană protocolul de... Nu știu ce va fi, să vedem. Dar pierdem vremea. În 2007 europene... am intrat în Europeană, am pierdut vremea, că n-am știut, exact ca și politicienii, dar, pardon, nici acum nu știm. Ce privește fondurile europene, regionalizarea, credeți că ar ajuta la aducerea fondurilor europene? Da, eu sunt pentru regionalizare. Deci, odată că... Ar scădea și numărul de bugetari, așa, ar scădea și numărul de bugetari. Cred că, pe lângă faptul că la nivelul Uniunii Europene fondurile se dau cam așa, pe regiuni de peste 2 milioane de oameni, cam asta e ideea. Gestionarea lor cred că ar fi mult mai simplă, relația cu regiunea, cu centru, imediată, să zic așa, că ar fi mai aproape, zicem că ar fi la Cluj sau nu știu unde ar fi. Deci eu consider că ar fi o măsură extraordinară, asta ar duce, dincolo de numărul de bugetari, la dezvoltare, la implementarea proiectelor, la absorpția de bani mult mai mult și la legăturile care ar exista între județe, că acum fiecare județ, de exemplu, face drumurile lui și se termină la granița cu județul celălalt, dacă nu e drum național. Nu e în regulă. Dacă vrem să facem turism, trebuie o infrastructură regională dezvoltată. Deci sunt pentru regionalizare. Dar nu pot face nimic. Privind spre interiorul Partidului Democrat Liberal, aș vrea să vă întreb cum vă înțelegeți cu actualul președinte Petre Mureșan. Există conflicte interne în PDL, Satu Mare? Deci, eu cu toată lumea mă înțeleg foarte bine, domnule, pentru că ăsta e principiul meu. Eu iubesc oamenii. Domnul Petre Mureșan, în 2008, a fost adus de mine, exclusiv numai de mine, în urma nenumărate întâlniri, în PDL și a candidat atunci la funcția de senator. Și a și câștigat ca număr de voturi, dar n-a intrat, că, mă rog, asta era sistemul. Deci eu am o relație foarte bună cu domnul Mureșan, am o relație bună cu toți, aproape cu toți din partid, cu câțiva cârcotași n-am relație bună și nici n-o să am niciodată. Nu există tensiuni în partid, deloc. Au existat niște nemulțumiri. Doamna Laura Bota a plecat, a făcut așa, domnul Băbășan și Claudiu Ardelean în ultima vreme și-a dat demisia. Dar, mă rog, astea sunt persoane care un partid nu-i făcut din 2, 3, 4, 5. Este un nucleu solid. Am observat că sunt destul de mulți tineri care vin înspre partid. Trebuie muncit mai mult în teritoriu decât toată lumea și trebuie să fim mai aproape de cetățeni
și să semănăm încredere, așa cum ați întrebat, altfel nu vom primi votul. Mai cu seamă că urmează o perioadă extrem de dificilă, cred că alegerile prezidențiale din toamnă vor fi mult mai dificile și eu am declarat aici în două, trei rânduri la doamna Stella că va fi ales președinte de dreapta, așa, păi dacă nu va fi ales nu mai pot veni aici, că înseamnă că abar n-am de politică și m-am înșelat. Da, domnule Giurcă, vedem că sunt neînțelegeri și în interiorul unui partid, cu atât mai mult în cadrul alianțelor politice, care în România, istoria ne demonstrează că nu rezistă. CDR, Alianța, da, apoi USL, toate s-au destrămat înainte să-și fi încheiat mandatul. Acum vorbim de o nouă alianță politică, PNL-PDL. Cât credeți că va rezista această alianță? Vor reuși cele două partide să fuzioneze? Ce se va întâmpla la nivel local, având în vedere că președintele interimar PNL, Crin Antonescu, a declarat că se vor desface acele înțelegeri de la nivelul teritoriului, de la nivelul județelor, înțelegerile între alianțele dintre PNL și PSD. Da, deci așa este. Toate alianțele au ținut 2-3 ani sau ceva de genul ăsta, s-au spart pe urmă. Eu consider că datorită orgoliilor șefilor sau au fost artificial create sau ceva de acest gen. Acum, eu gândesc că liderii aceștia ai PDL și acum nu știu cine va fi la PNL, până la urmă vor avea alegeri la sfârșitul lunii iunie, e o situație mai delicată pentru că PDL discută astăzi cu interimat, cu un interimat acolo și să sperăm că cei care vor fi aleși vor fi dintre interimari și vor duce mai departe standardul acesta. Eu gândesc și sper că oamenii aceștia au mai multă experiență și mai multă înțelepciune și experiențele anterioare, astea de care ați pomenit dumneavoastră, cu alianțele care au ținut 2-3 ani, să nu se mai întâmple. Eu am ascultat aseară pe domnul Blaga și de data asta mi-a plăcut foarte mult pentru că vorbea de viitor, tot timpul vorbea despre viitor și a spus așa, domnule, dacă nu, hai să admitem că nu vom reuși acum. Noi ne gândim la 2016, ne gândim la 2020. Trebuie făcută o construcție de viitor și trebuie să fie doi poli și normal să fie așa, unul de stânga, unul de dreapta. Trebuie să fie un echilibru cât de cât, pentru că nu e bine să fie o parte sau alta la conducere, că atunci ajungem din nou la totalitarism și la un partid stat care face ce dorește și nu e bine. Și mie îmi place că mă mai trage nevasta câteodată de mânecă că mai fac câte o prostioară sau un prieten sau știu eu cine. Deci trebuie să... Eu sunt foarte optimist. Cred că deocamdată până la alegerile cel puțin prezidențiale va fi o înțelegere, va fi o alianță. Nu se va întâmpla o fuziune sau ceva de acest gen. Coloana vertebrală văd și cred și așa e normal să fie cele două partide, PNL care este numărul 1 categoric, are 15%, PDL, să vedem pe urmă în relația cu PMP, cu domnul președinte, cei de la PMP au și ei niște probleme acolo, am și eu gândurile și ideile mele care le pot spune acum și să sperăm că ăștia toți o să înțeleagă până la urmă că binele țării este mai important decât domnule binele personal. Domnule Giurcă, ce se va întâmpla la nivelul Consiliului Județean? PDL cu PNL pot alcătui o majoritate? Să știți că mi-am pus și eu întrebarea asta zilele astea, ieri, alaltă, și nu mi-am găsit niciun răspuns. PNL trebuie să-și lămurească situația aici la Satul Mare, să-și facă alegeri, să aibă echipa care va fi. Nu știu ce se va întâmpla cu liderii, foștii lideri care mi se pare că au călcat strâmb un pic cu toții vis-a-vis de PNL. Ce va fi cu consilierii județeni? Cum va fi? Eu cred că astăzi eu nu pot să dau un răspuns. N-am cum. Da. Nici dânsii nu cred că știu să răspundă la întrebarea asta. Eu sper că într-o lună, două, să-și lămurească și dumnealor problemele, să se pună pe picioare că a avut un rezultat
la baie. Și... Am vorbit la începutul emisiunii despre funcția de consilier județean și despre situația din comisii. Ne-ați spus că comisiile practic se întâlnesc cu o jumătate de oră înainte de ședință. Totdeauna a fost așa? De câte știu eu, da. Deci, practic, comisiile de specialitate. Acum eu sunt... subiectele ba, da, pe care urmează să le aprobe consilierii în ședință. Deci, uitați-vă aici, de exemplu, într-o comisie de specialitate ai 6 proiecte de hotărâre. Deci, 4, 5, 6. Într-o jumătate de oră, deci cum poți să le dezbați? Bun, dumneavoastră, deci, ca și consilier județean, de ce n-ați cerut un timp mai mult? Am cerut, s-a și întâmplat chiar în ședința de Consiliu Județean, am cerut acum vreo 3-4 luni, mai știu când, s-a și întâmplat în luna următoare că am venit la 10, no, dar la unii nu le convine să vină nu știu de unde, la 10, ce să facă până la 2 și așa mai. Eu sunt într-o situație un pic mai avantajată, pentru că fiind lider de grup, particip la domnul președinte cu ceilalți lideri de grup și acolo pun întrebări la fiecare punct, domnul președinte, cum și... primesc răspunsuri. No, deci eu când mă duc în ședința de comisie, practic sunt în temă. Dar nu problema mea trebuie văzută, ci problema tuturor, de ansamblu. Cum considerați că stă județul Satu Mare la capitolul buget? Păi după investițiile care s-au făcut, catastrofal. Nu se întâmplă nimic. Eu nu știu să se întâmple nimic. Nu văd, sunt acolo, n-am citit nici în presă. Vă spun, în afară de niște lucrări, că am asfaltat vinerea trecută drumul până, o jumătate de drum până la Veile Satu Mare, sau un negreș 3 străzi și cu 2 zile înainte de alegeri, e penibil, e jenant. De ce tot amețim pe oameni și îi ducem cu zahărelul? Haideți să facem lucrări concertate, bine, probabil că se vor strica drumurile astea. Nu știu, jumătatea aia altă o să se facă înainte de alegerile prezidențiale? Sau totul se vorbește de bani pentru investiții de peste 20 de milioane de euro. Unde sunt? Avem 12 milioane de... A, 20 de milioane de euro. Bun, auziți, banii care vin de la Uniunea Europeană, aia nu putem amesteca cu bugetul județului, că și județul sprijină primăriile astea, ai pornită de pe vremea lui Cehica până își fac de conturile și toate astea, este ceva normal, că n-au primăriile comunelor resurse financiare să poată ducă un proces, un proiect de această dimensiune. Dar dumneavoastră știți ceva investiții că s-ar fi făcut aici, poate nu sunt informat sau nu sunt în temă. Da, domnule Giurcă, eu aș vrea să vă întreb dacă ne puteți spune 3 nume de politicieni care la un moment dat promiteau mult și și-au ratat cariera politică. Deci, vă spun cu toată sinceritatea că am o mare admirație și respect pentru Mihai Răzvan Ungureanu. Asta încă de pe vremea când era ministru de externe și pe urmă am avut și ca șef, ca prim-ministru, nu știu, 80 de zile sau ceva de genul ăsta, timp în care am avut întâlniri cu dânsul, am avut privilegiul să mă întâlnesc în particular de vreo 2-3 ori cu dânsul și am avut și mai am curajul să mai am așteptări mari de la dânsul, dar așa cum stă acum, mi se pare că s-ar putea întâmpla să fie unul dintre politicienii care au promis mult și nu va putea realiza. Deci una dintre persoane... A greșit Mihai Răzvan Ungureanu că n-a intrat în PDL? Nu, Mihai Răzvan Ungureanu, acum vorbesc prostei la emisiunea dumneavoastră, n-a lipit afișe și n-a știut ce sunt structurile de partid când a devenit prim-ministru și a vrut să facă ordine și disciplină în împărțirea banilor. Numai că domnii din jurul dânsului n-au fost de acord și au zis, dacă așa crezi tu, te înșel. Și moțiunea de cenzură a mers. Deci asta a fost Mihai Răzvan Ungureanu. Asta cred eu. Ce m-ați întrebat? Dacă... 3 nume de politicieni. Trei nume. Așa, nu știu. Acum, pentru că l-am cunoscut pe Petre Roman, sigur că acum are și dânsul o vârstă. Eu la vremea aceea am crezut că mai are încă un cuvânt de spus în politică, în anii 2000. E, până la urmă, și dânsul s-a tot plimbat de aici colo.
E o decepție pentru mine, pentru că l-am cunoscut, ne-am întâlnit de mai multe ori, are o capacitate intelectuală și politică și, știți, dumneavoastră, deosebită. Ar putea fi și el unul dintre numele mai cunoscute, așa, care... Da, poate că aș mai spune încă un nume acum, ca să vă dau satisfacția că am pus trei persoane, tot pe care îl simpatizez foarte mult, Cristian Diaconescu, care a fost la PSD lider marcant, vicepreședinte, ministru de externe, de justiție, un om deosebit, l-aș vedea președinte. Așa, profilul unui președinte, așa îl văd eu cum... Ar putea este... fi candidatul Dreptei la prezidențiale? Aici deja nu mă mai pot răspunde. Într-o emisiune de acum trei zile, seara târziu, i s-a pus această întrebare, nu știu dacă ați văzut, la unul din posturile centrale și a negat. Dar într-un final au tot insistat cei de acolo și a zis, nu i s-a făcut propunerea asta, deci nu știu ce să zic. Poate ne puteți spune câteva nume de politicieni în care promit mult. Acum am discutat de Diaconescu. Poate aveți și alte nume. Aș vrea dacă puteți să ne dați niște nume. La nivel național? Sau local. Politicieni care promit mult. Mi-a plăcut întotdeauna... Mi-au plăcut oamenii inteligenți și, de altfel, m-am străduit să citesc mai mult, așa, cât că n-am avut vreme, mai predau la Universitatea Tehnică. Îmi place grozav de tare Papahagi. Numai că am avut o discuție cu dânsul și i-am spus, domnule, dumneata, dacă nu cobor cu picioarele pe pământ, ăștia nu te înțeleg ce spui. În afară de asta, cred că este un om corect și cinstit. Cred că și Emil Boc, din câte știu eu, a fost un om corect și cinstit, am avut o relație apropiată cu dânsul și cred că dacă n-ar fi fost așa, i s-ar fi scos și lui ceva dosare pe acolo sau ar fi apărut ceva. No, ăștia ar putea fi, așa, în rest, nu știu, pe plan local, nu prea văd la ora actuală, nu m-am gândit, dar dacă ar fi unul, chiar l-aș sprijini și l-aș urma indiferent în ce partid ar fi, pentru că până la urmă nici nu asta contează. Trebuie partidele... Mai este o problemă foarte, foarte importantă și care e păguboasă pentru țară. Vine un partid, are un program de guvernare, se apucă, construiește, face proiecte, ceilalți au alt program, abandonează cele vechi și încep altele. Vă dați seama ce păguboasă. De ce nu se poate realiza un plan pe termen lung, o strategie pe termen lung, n-are țara strategie. Nu a avut, eu cred că niciodată în anii ăștia strategie. Că dacă ai o strategie, în strategie... Deci pe vremea PDL-ului nu exista o strategie? Nu. Spuneți dumneavoastră că nu exista o strategie de dezvoltare? Păi o strategie de dezvoltare există și asta și a existat întotdeauna, dar dacă nu o urmăm toate partidele să fie imperativ, obligatoriu, nu știu, da, prin Constituție cumva, să continuă. Sigur că amendez un pic programul respectiv, că nu-l poți prelua de la celălalt, dar lucrurile importante care privesc din punct de vedere economic, social, infrastructură, astea, alea trebuie dusă mai departe, nu abandonate. Școle abandonate, construite de jumătate în sate în care nu mai sunt copii. 2007-2008. Aș vrea să vă întreb dacă noul guvern Ponta vedeți sau aveți simpatii față de anumiți miniștri care considerați că știu să lucreze, că sunt omul potrivit la locul potrivit. Nu prea cunosc pe miniștri, da, să mă gândesc un picuț. Domnul Ponta apare dânsul mai des la televizor, miniștrii nu prea apar, sincer. Nu știu, ministrul Teodorovici ăsta de la fonduri, ăsta ar trebui să fie cel mai important ministru. Tot aud că vorbește, citesc și eu presa și poate că el ar fi un om mai... important, nu știu, nu știu să spun. Nu mi s-a părut un domeniu de activitate vis-a-vis de un minister în care să văd niște rezultate spectaculoase în ultima vreme. Mie poate îmi scapă. Da, domnule Ciurcă, haideți că am eu o întrebare mai simplă, aș spune, pentru dumneavoastră. Dacă ne puteți da trei nume de politicieni pe urmele cărora vreți să mergeți, care vă plac? Păi,
Da, v-am spus trei nume pe care, persoane pe care... Dar poate și din istorie. A, din istorie. Da, 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 e un model. Un model de un politic nu trebuie să fie neapărat un om politic actual. Da, deci am citit foarte mult despre Carol și, dacă vă amintiți bine, a fost un concurs primii 10 români și tot mulți care n-au știut au fost surprinși de poziția pe care dumnealui a obținut-o atunci, fostul rege. Am citit mult despre el. E un exemplu. Acesta poate fi un exemplu pentru orice politician, că a fost un politician până la urmă, numărul unu. Pe urmă, sigur că a fost în istorie Titulescu. Da, haideți să ne spuneți trei persoane publice pe care nu le suportați deloc. Nu există așa ceva. Nu am nicio problemă cu nimeni. Suport pe toată lumea, iubesc oamenii. Chiar dacă acele persoane fac rău României? Mie nu mi-au făcut nimeni. Nu știu dacă fac rău. Mi-e greu să apreciez eu de pe poziția aceasta dacă fac rău sau nu. Eu aș dori să vă întreb când prevedeți sfârșitul crizei economice? Când vedeți dumneavoastră finalitatea acestei crize economice mondiale? Întrebarea asta poate dacă ea spune-o la... Președintele Statelor Unite, nu știu dacă v-ar fi în stare să vă dea un răspuns. Unii spun așa că am ieșit, alții spun că încă suntem în perioada cea mai grea. Păi hai să ne gândim problemele care sunt în regiune la noi și în general în lume, la ora actuală. Mișcările care se fac pe plan politic, blocurile, Rusia cu China acum, Statele Unite cu Europa, cu astea, astea nu duc la progres, nu duc la pace, nu duc la liniște și atunci când nu sunt acestea, nici treaba, nici economiile nu înfloresc. Deci eu văd că suntem într-o situație destul de delicată, conflictuală. Partea proastă este că și pe plan național, din păcate, lumea s-a cansăturat de situația conflictuală la vârf care există între președinte și prim-ministru. Treaba lor. De ce? Dar noi suntem păgubiți. În loc să se concentreze pe a rezolva problemele țării, își consumă, zic eu, energiile în... știți în ce. Domnule Giurcă, înainte de încheiere, aș vrea să vă mai întreb dacă în 2016 veți candida la un nou mandat de Consilier Județean sau dacă vă gândiți cumva la președinția Organizației Județene a PDL. Nu mă gândesc deloc la președinția Organizației Județene a PDL, iar la mandat de Consilier Județean e prea devreme, nu știu. Să vedem cum vor evolua lucrurile, puterea, sănătatea, deocamdată sunt ok, sunt în formă, poate vor fi alții mai buni. Știți, nu-i voie să plictisești electoratul prea mult cu aceleași figuri, că până la urmă își pun și ei întreabă, dar alții noi nu mai sunt tot ăștia vii. Nu, deci considerați să vedem. Că două mandate v-ar ajunge la Consiliul Județean? Nu știu, să vedem. Eu cred că da, dar până atunci nu vreau să iau o decizie acum să mi se spună dacă mă voi răzgândi sau vor propune colegii, să vedem cum va fi atunci. Bă, ai spus că avem lideri pe plan național care își tot iau niște angajamente și promisiuni și nu se țin de ele. Nu mai vreau să fiu eu unul plus la nivel local. Da, domnule Giurcă, vă mulțumim pentru prezența în studio Informația TV, mulțumesc și colegilor. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu Informația TV.